Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să dăm notă tuturor parfumurilor din colecția mea și spun să începem repede, repejor, pentru că sunt destul de multe și să spunem și două, trei cuvinte la fiecare, nu mult, nu spunem note, nu nimic sau dacă este ceva interesant, spunem. Începem ordine complet aleatorie și fără nuanțe, fără culori, fără nume, fără ordine alfabetic, fără nimic. Este un dezastru aici pe pat, trebuie să vă spun. Începem cu Red Fleur de la Rihanna, cred că este. Și de multe ori am crezut eu că seamănă acesta. Nu mai știu cum miroase, de că nu l-am mai dat. Miroase frumos, plăcut. Cocos, piersicuță. Și spuneam eu, credeam de multe ori că seamănă cu Good Girl. Și am și pentru Good Girl. Și facem o comparație, vedem dacă este sau nu este așa. Hai să împartă asta la altă. Da. Nu este. Nu este. Mie mi s-a părut. Ăstuia o să-i dau un 7. Nu prea l-am purtat, nu prea am întins mâna în el, așa că un 7 este un not potrivită pentru el. Este destul de puternic, intens. De asta și dau 7. Numai că nu m-am atins eu așa de el, așa că singurul motiv pentru care îi ia 7 este că nu mă face să pun mâna mai des pe el. Mai avem Bad Femme de la Maison Alhambra, care primește nota 9, pentru că m-a uimit. Nu credeam că îmi place atât de mult Good Girl până să miros acest parfum care este dup pentru Good Girl. O sticlă grea are, adică și asta contează. Foarte fain. Pare persistent, este puternic, este tot ce vreți. Luăm următorul parfum, Macaron Amand. Este un parfum drăguț. Care primește nota tot așa 7. Nu credeam că o să mă impresioneze în vreun fel, așa că eu îl pusesem să-l scot din colecție, dar între timp când l-am mirosit. Miroase destul de drăguț. A zahăr, vanilat, a lapte cu zahăr și migdale, a macaron, a ceva drăguț. Pe de altă parte mai avem unul care seamănă destul de mult ca aspect cu celălalt, doar că aici avem altceva. Iar acesta primește nota tot 7, pentru că seamănă cu încă un parfum pe care îl aduc imediat, și doar că asta este o variantă așa mai light, mai de vară. Acesta este parfumul cu care seamănă cel de dinainte, care acesta primește nota 8,50, nu, hai 9. Este un parfum destul de gurmand, dar în același timp destul de adolescent, de asta primește doar nota 9. Nu este neapărat un parfum, adică nu este chiar deloc un parfum serios, un parfum de ocazii speciale. Este ceva tra-la-la-la-la roz. De asta primește doar nota 9, dar este un parfum foarte drăguț. Ceva cu adevărat superb este acesta, care primește nota 10. Cu felicitări! Este un parfum extraordinar din punctul meu de vedere. Este parfumul care, din nou, unul din parfumurile cele mai scumpe din colecția mea și unul din parfumurile care m-au făcut să îmi doresc să am și alte parfumuri în colecție și cumva să pășesc așa pe meleagul parfumurilor. De asta primește nota 10, cu felicitări. Primul meu parfum mai scump, cu alune, boabe tonka, prune, ceva cacao, foarte fain. O zmeurică destul de intensă este Girl of Now Forever, care primește nota 8 sau 7, 7,50 mai bine, că nu este neapărat ceva purtându-l și văzând mai multe despre el, nu este neapărat ceva wow. Următorul este Roberto Cavalli, un parfum destul de vintage, așa, un parfum destul de sofisticat, care îmi place și este pe gustul meu. Primește un 8,50 cu felicitări. Aici avem Britney Spears Midnight Wish, cred că se cheamă. Un parfum tinerez, că jucăuș, cu cireșe și cu prună și așa mai departe. Primește nota doar 6, destul de adolescentin, destul de dulce, destul de... nu știu cum, neapărat gurmand, adolescentin. Fire Your Desire de la Emir, care este așa, duc pentru Angel Share, ăsta primește
9:50, pentru că este, auziți, este strudelul meu cu măr și scorțișoară. Miroase extraordinar de bine. Commune Evidence, un parfum frumos de primăvară, cu trandafiri, lăcrămioare și așa mai departe, un parfum destul de fin, de ceva aparte are. Și de asta primește nota 7:50 sau chiar 8. Este un parfum frumos. Următorul este Solitude Night. Parfum elixir. Mi-a intrat în nas. Un parfum cu miere și cireșe. Deci atâta pot să mai aduc aminte din el. Am dat aici o grămadă de parfumuri. Cam pe toate pe care vi le-am arătat. Doar că n-am pulverizat pe cameră cu voi toate. Dar ca să mai aduc aminte și să dau o notă concretă. Asta 10 cu felicitări. Miroase foarte fain. Foarte, foarte fain. Dau 10 și persistă și fain miroase și de toate. Fire Your Desire a primit 9:50 pentru că nu proiectează, adică nu este un parfum zgomotos. Este fain, miroase așa, dar nu are proiecție și nu știu dacă persist, neapărat, nu prea am reușit să-l port pe acel, dar acesta superbitate la stick. Vux Patisserie, care primește nota 8:50 pentru că este destul de puternic, dar totuși un pic cam prea gourmand pentru gusturile mele. Este ceva ce și o migdală, care nu este neapărat pe gustul meu, care dă așa spre un marțipan. Frumos. Da, este destul de frumos. Hai să-i dau 9, deși este cam dulce, cam prea gurmand. Escadă Magnetism, un oriental vanilat, care, deși atât de consumat și atât de fain miroase, din nou unul din parfumurile mele scumpe, o să primească nota 8:50. Am vrut să-i dau mai puțin, dar îi dau 8:50 pentru că este aici ceva special, este ceva deosebit în acest parfum. Kenzo Elixir, un parfum, spune aici, tuberoză, iasomie, mure și vanilie. Nu știu, am văzut că are ceva rom, nu prea miroasea nimic. Vreau să-l pulverizez acum să văd dacă mai miroasea ceva. Nota 3, n-am ce să fac cu el, nu am persistat niciodată, nu miroase a nimic. Pentru mine a nimic. Acum poate duce așa spre un dulce acrișor. Am dat așa mâna în aer, dar e posibil să fie de la celălalt parfumul și nici de cum de la acesta. Eu știu că l-am purtat destul de mult. Mai am până aici. Dacă îl întorc invers, e plin. Dacă îl întorc invers, atât este consumat. Nimic. Dar, da. L-am purtat. L-am pulverizat. Dar nu... Nici nu simțeam că sunt dat parfum. Eternal Coffee, care este un parfum în care pentru mine nu se regăsește nota de cafea. Cacao, ciocolată, parcă și cocos, ceva lăptos, caramelă, caramică, ceva. Bomboane cu cacao, cu ciocolată, nu neapărat, nu știu, biscuiți, fursecuri cu ciocolată, dacă vreți. Îi dau nota 10, este un parfum foarte interesant, îmi place foarte mult, de asta l-am și cumpărat. Nota 10, gourmand, frumos, exact cum îmi place mie. Următorul care nu prea îmi place este I Love Goodyear. Este clasic Wonder Woman, care miroase destul de tare a ghimbir, un lichid tot așa cu vanilie, dar nu este pe gustul meu, sorbet de lămâie. Ciuciu, nu... Este ceva aici, nu știu, ghimbirul ăsta care strică absolut toată combinația. Cred că dacă nu era ghimbirul, sorbetul de lămâie și cu floarea de ciare care scriu ei mare cu aur, cu are parfum. Așa când îl pulverizez nu este neapărat rău, dar ghimbirul este foarte pregnant. De asta îi dau nota... Hai să dau 4, să nu-i dau 3, că se simte totuși ceva, dar este ceva nu prea care îmi place. Și dau mai ales pentru aspectul sticlii nota. O, zmeuri, o, doamne, o cireșică frumoasă cu zahăr și cacao. Ușor pudrat, dar foarte bine simt fructele. Gemoase, frumoase, doamne, acolo sunt ele. O să-i dau nota 8:50. Este un parfum destul de interesant și drăguț. Foarte plăcut. Love Potion Ruby Sensual. Este o superbitate aici. Puternic, dulce, acrișor,
Foarte frumos. Ăstuia îi dau cu felicitări nota 10, pentru că este unul din preferatele mele și merită nota 10. În plus, face parte dintr-o perioadă a vieții mele foarte drăguță și interesantă, așa că nota 10 cu felicitări. Love Potion Ruby Sensual. Escada Fairy Love. Nota 5. Nu prea. Următorul este Kisa Delicious. Hai să vedem asta cum este. S-a mai macerat. Un pic mă strănasă de atâtea parfumuri. Este foarte fain. Foarte fain. Nota 9 cu felicitări. Frumos. Vă spuneam ciocolată caldă cu cocos, dar primești nota 9 pentru că nu este atât de puternic încât, nu știu, să te scoată full în față și de lumea la o parte. Doamne, ce miros, dar adică să fac așa o proiecție. Nu știu, este ceva destul de subtil și nici prea gurmand. Adică nu aș spune neapărat că este cel mai gurmand parfum. Dar miroase destul de fain. Fain. Nouă. Eclat d'Arpège. Un parfum cu liliac. Un parfum destul de fresh, nu-l mai simt deloc. Nu simt nimic după acest parfum, dar o să dau o notă pentru ce am simțit înainte. Parfum destul de fain, dar dacă puneți mâna pe capac și cred că o să-i fac vânt capacului, o să miroase a metal toată ziua, nu știu, nu mai trebuie să-i fac vânt că s-o adus singur, cred că așa îl păstrez fără capac. Următorul parfum este acesta de la 4711 cu magnolii. Hai să-l dăm și pe acesta. Frumos floral, dar nu știu, parcă când l-am cumpărat, parcă eram mai încântată de el. Bine, poate asta e cumva logic. Eram mai încântată de el și îmi plăcea mai mult cum miroase. Acum i-aș la nota, nu știu, tot așa, 5,5. Nu este neapărat ceva special. Parfum pentru toamnă, iarnă este acesta de la Tesorii d'Oriente Hammam. Îmi place foarte mult, un parfum, ia uitați, aromatic cu, nu știu să traduc, cred că ulei de argan și flori de portocal sau ceva gen, dar miroase, senzațional. Și ăsta e un parfum puternic, deci cred că chiar nu-ți mai sunt parfumurile, eu l-am simțit mai înainte când l-am mirosit, când căutam parfumuri, mirosea fain rău. De asta o să-i dau 8,50. Calitate preț excelent. Să vedem cine ia nota 10 sau scandal. Ia nota 10. Da, genial. Parfumul acesta genial. Oricât de supărată sau supărat ei fi, dacă simți acest parfum, n-ai cum să nu zâmbești. Extraordinar de frumos. Organza de la Givenchy, care seamănă destul de mult cu Black Orchid, primește nota 5,50. Scuze, dar nu este acum pe gustul meu. Aștept să mai treacă timpul. Bun. Amber Elixir Mystery primește nota 9. Superbitate, 9,50. Dacă nu chiar 10. Deci superb. Unul din cele mai frumoase parfumuri de la Oriflame, din punctul meu de vedere. Super. Ați topit vreodată ciocolată, era zic înghețat, ciocolată și aproape s-a ars. Nu știu în ce ați topit de s-a ars. Deci așa miroase acest dark chocolate, a ciocolată topită, ușor arsă, prea tare încălzită. Deci așa de fain miroase. Nu că ar fi neapărat unul din cele mai frumoase mirosuri, că da, după te aștepți că nu mai ai ce să faci cu ciocolată dacă s-a arde, dar cam așa miroase foarte deosebit într-un parfum, asta vreau să spun. Chiar dacă este atât de deosebit pentru mine, din nou, este un parfum nu neapărat cel mai frumos, adică nu e ca și cum pot să mă dau un stop cu el și să nu pățesc nimic, că la un moment dat mi se întoarce. De asta o să-i dau doar nota 8, însă el este un parfum genial și superb. Eclat Femme Weekend, un parfum destul de subtil, de finuț. Un parfum de primăvară care are piersică sau piersică alun, nu știu, o notă așa drăguță și bufoasă.
Și el primește tot nota 8. Nu este unul din cele mai top parfumuri, dar este un parfum drăguț și merită încercat. Am un parfum fresh, citric, maritim, acvatic și așa mai departe și se cheamă A Girl in Capri de la Lanvin. Un parfum dintre puținele citrice pe care le mai am. Și asta pe bună dreptate. Este un citric, dar nu este neapărat supărător, deci, adică nu este doar citric, este un citric dulce, un citric senzațional, un citric de vacanță. Nu știu, pur și simplu mă duce cu gândul la vacanță, deși nu am fost niciodată în Italia, mă duce cu gândul la Italia. Miss Giordani, un parfum destul de elegant, un parfum pe care vă mai spunem eu și dat că nu-l simt în anotimpurile reci, de asta o să primească o notă de 7. Pentru că nu se simte în anotimpul rece. În rest, acum este un parfum extraordinar, extraordinar. Dacă eu l-aș simți la vremea actuală pe stradă și n-aș ști ce este, cu siguranță aș întreba ce parfum purtați. Următorul parfum, vă spunem, este Soul Fever pentru ea, care, nu știu dacă v-am spus cum începe povestea cu el, verișorul meu avea un parfum scump. Acum mulți ani și mirosea exact ca ăsta, numai că ăla era de bărbați, dar pentru că auzisem eu că ăla e parfum scump și a mirosit ăsta și mirosea exact ca ăla, spun ce contează de bărbați, femei, parfum scump, scrie pe mine dacă îmi cumpăr acest parfum. Așa că l-am cumpărat și pentru că miroase parfum scump, încă am amintirea asta și pentru amintirea asta cât de cât amuzantă, pentru că era un parfum de la Boss, cât de scump să fie un parfum de la Hugo Boss. O să-i dau 8,50. Este un parfum de 8,50, dar cu tot cu amintire, parcă este altceva. Mai am un parfum de la Demeter și se cheamă Fresh Brewed Coffee, care am văzut pe Fragrantica că s-ar asemăna cu unele parfumuri de pe wishlist, dar nu o să vă spun până când o să discutăm la sfârșitul anului sau poate la începutul lui 2025, despre parfumurile de pe wishlist pe care le-am cumpărat și de ce nu am mai cumpărat unele din ele. Și așa mai departe. Bine, hai să dăm nota acestuia. Asta este mult mai plăcut decât cel cu... Adică aș putea să-l port non-stop pe acesta față de acela cu ciocolată neagră. Tot din gama aceasta. De asta lui o să-i dau nota 10 cu felicitări. Deci fiți atenți, 10 cu felicitări. Un parfum țiplă. Hai să vi-l mai arăt odată. Parfumul meu semnătură, exact acesta este, uitați-l bine cum arată roșu aproape. Este vorba despre Anjou Demon, care s-a maturat aici din miroase așofrante în zboară creierii. Dacă nu o să-l port cât de curând, cred că o să trebuiască să-l arunc, pentru că, na, fiind o replică, nu are ingredient neapărat de calitate și parfumul se poate strica foarte ușor. Mai ales că l-am de 4 ani. În toamnă se fac 5. Deci, despre asta vorbim. Sau 4 se fac în toamnă. Ori 4, ori 5 se fac în toamnă, fiind o replică deschisă de atât de mult timp, nu știu ce să spun. Trebuie neapărat purtat. Așa că în toamna asta o să miros Anjou Demon în caz că vă întâlniți cu mine pe stradă de la Infinite Love. Bun, mai avem RB. Și nu i-am dat notă. Acestea îi dau nota 9,50, pentru că a fost o amintire foarte plăcută, acum că nu mai miroase exact cum mirosea, asta este. Am de gând, nu știu, poate dacă nu o să reușesc până în 2025 să-mi cumpăr Anjou Demon, în 2025 să-mi cumpăr sau să-l pun pe wishlist pe Anjou Demon. Hai să-l aruncăm acolo. Ăsta nu este neapărat un parfum wow, nu este ceva foarte, nu știu cum, de asta îi dau nota 5. Nu este. În afară de sticla asta frumoasă, nu. Nu este nimic de acest parfum. De cap cu acestui parfum. Misteriosa, de la Salvatore Ferragamo. Un parfum cu lapte sau spumă sau ceva frișcă, nu știu ce. Și mure și paciulie simt. Dar un paciulie domolit, s-ar putea să fie o frunză din aia de coacă, chiar nu neapărat un paciulie. Ceva răcoritor aici. Foarte fain este. Nota 8,50. Aici avem Attraction Sensation de la Avon. L-am purtat vară, cum mă așteptam să-mi placă, dar nu prea îmi place vara, așa că îl las eu pe la toamnă.
Și cu amintirile pe care le am cu el și așa mai departe, nota 7,50. Deși, acum nu i-aș mai fi dat neapărat 7,50, dar pentru că am șapte amintiri cu el și, na, m-aș să-mi plac mai mult, dar timpul a trecut și se vede diferența. Mai am aceste două parfumuri care după mine miros aproape 1 la 1 sau chiar 1 la 1 când nu le-am mirosit împreună. Acum este prima dată când le miros împreună. Așa, și de asta vreau să văd diferențe. Asta este mai vanilat, mai dulce este acesta, pe când ăsta chiar are notă de cireșe și undeva și ceva pudrat, chiar violeta aceea. Acum că l-am mirosit, nu prea mai vreau să-l consum pe Zara Mimosa Cloud, care primește, acum putem să facem o delimitare, acesta, pentru că nici nu se mai face. Am și câteva amintiri super cu el, miroase și super ok, are nota 10. Iar acesta are 9,50 pentru că din nou îmi place și așa mai departe, dar ca să facă o diferență, o diferență între cele două, ca să le diferențiez, ăsta primește 10, ăsta 9,50. Parfum întunecat, ce spuneți? Hai să vedem cum miroase, că am uitat. Paciuli cu căpșuni. Deci, căpșuni fresh, căpșuni cu mentă, cum ar veni, dar mai intens, mai medicamentos, mai cum este paciuliu, nu pot să-l descriu neapărat atât de bine, mai întunecate, dacă vreți. Și acum parcă vine așa ușor, ușor și tuberoza, pentru că este un parfum foarte, dar foarte deosebit. Și pentru că nu știu dacă se mai găsește, și pentru că o să-i dau nota 10, deși nu este neapărat 100% pe stilul meu, dar pentru că nu se mai face, pentru că este deosebit. Un dulce sau aș putea spune cel mai dulce parfum de la Oriflame este Sofiva Estate, cu un parfum cu nuci. Vă spuneam, nu sunt eu adepta la migdale și așa, dar nucile astea sunt senzaționale de aici. Balsamic, vanilat, nuci. Ceva spectaculos aici. O să-i dau 9. Spre surprinderea mea, chiar astăzi m-a surprins și din pachetul cu parfumuri pe care nu le-aș fi păstrat. L-am selectat să îl păstrez pentru că este ceva senzațional aici. Următorul parfum este Emmanuel Ungaro. Ăsta Cosmic. Am uitat cum se cheamă. Cosmic se cheamă. Este din nou un parfum senzație cu acesta. O să-i dau nota 9. Deși este senzație, nu este neapărat cel mai cel. Așa că o să-l delimitez de cel mai cel sau de cel mai cel. Cel mai cel, cel mai cel, cel cel. Deci între 9, 50 și 10. Parfumul vieții mele, esența de la Oriflame, care primește nota 10, fără să-l mai miros, pentru amintiri, pentru aspect, pentru foiță de aur, pentru eleganță, pentru orice ce mai vreți, nota 10. Nota 10. Următorul este Just Cavalli, de la Roberto Cavalli, care să vedem ce notă primește azi. 9,50. Un parfum foarte frumos. Merită 9,50. Este ceva superb. Mergem mai departe cu Burberry Her și dupurile lui. Burberry Her, nota 10. Deci nota 10 pentru că zahăr ars, pentru că note de căpșuni, pentru că toate acestea împreună, pentru mine înseamnă nota 10 primește acesta. Acesta de la Oriflame. Posesc absolut, este un parfum cu rodie lemnos care duce foarte bine spre Burberry Her. Și acesta primește tot nota 10, pentru că este, nu știu, oarecum original, adică este ceva diferit față de Burberry Her. Aici poate găsim un dulce acrișor, în Burberry Her eu nu pot să identific dulce acrișor, pe când aici este. Asta mă nebunește total, merită 10, deși se aseamănă cu Burberry Her până la un punct, acolo se diferențiază cu ceva. Și mai avem Go Fruity de la Zara, care aproape este 1 la 1 cu originalul. Și acesta primește nota
9.50 pentru că se aseamănă cu originalul, dar din nou nu are finețea lui, nu are proiecția, nu are... Sau hai să spun 9, nu chiar 9.50, 9, pentru că nu este 100% cu original, deși nici prețul nu este cu originalul ăsta și diferențele care apar. Un parfum care din nou primește nota 10 este Victor Enroll Ferrubie Orchid, un parfum super vitate, un parfum cu piersici, un parfum cu viță de vie, un parfum ușor verde și dulce, fructat în același timp, undeva în stilul lui Escada Magnetism. Deci cam pe acolo, dar acesta primește nota 10 pentru că este și ceva mai nou. Aduce un element de noutate, o idee vanilată, oricum Victor Enrolf și Escada, adică nu-s chiar la același nivel. Philos Centro de la Maison Alhambra, un parfum dupe pentru... Mamă, ce miroase, acum s-a maturat. Dar... îi dau nota 6.50 pentru că s-ar putea să am un love-hate cu el, deși la început mi-a plăcut foarte mult cum mirosea de asta. De asta l-am și cumpărat, pentru că mi-a plăcut foarte mult, dar însă de atunci s-au schimbat unele lucruri. Vreau să văd dacă e asta. Da, 6.50, s-ar putea să avem un love-hate aici, deși nu mă așteptam. Văzusem că este un parfum destul de intens, destul de... Na, când am arătat soțului meu parfumul, a spus că hai, ce urât miroase, dar eu nu am ascultat. Următorul parfum superbitate este Innocent White Lilac de la Oriflame. Care? Nu. Nici nu. Nu. Nota 10 cu excelență. Nota 10 cu felicitări. Acest parfum este cel mai frumos liliac alb. Poate că și asta. Poate că este și alb. Poate de asta îmi place atât de mult. Deși mă aștept ca cel pe mov să miroase mai fain decât liliacul alb. Dar foarte mult îmi place. Foarte, foarte, foarte mult. Dacă ești parfumul ăsta din producție, nu mai dau comenzi la Oriflame. Deci serios. Și așa ești tuberoza. Așa că hai. Păstrați-l măcar pe ăsta și pe esență. Următorul parfum este Lalique Le Parfum, care este din nou un parfum destul de sofisticat. Hai să-l mai dau un pic, am uitat cum miroase și nici nu mai simt. Da, un parfum aromatic cu ceva busuioc și vanilat în același timp. E ceva superb aici, ceva... diferit, voiam să spun, dar nu mai găsesc cuvintele de la te parfumuri, am nebunit. Este un parfum pentru mine de nota 6.50. Din nou, pot să am un love-hate cu el, însă nu atât de mare ca la Philos Centro. Hai să spunem nota 7 lui, deși sunt alte parfumuri care poate merită mai mult dacă îi dau acestea nota 7. Deși la început nu m-a convins, l-am readus în colecție, deci l-am dat undeva departe și nu l-am mai portat. Când l-am remirosit, m-a surprins. Deci miroase a zambilă. Și alte note ușor vintage, dar a zambilă se miroși în halul ăsta atât de drăguț și de frumos. Este un parfum care primește nota nouă de la mine cu felicitări, un parfum superb. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam, vă spun sincer. Rumeur 2 Rose, ia uitați-l, sau 2 Rose, sau cum se citește ea. Nu-l mai simt. Citric cu trandafir, citric, fresh, revigorant. Efervescent, dacă vreți. Ah. Și el primește nota nouă, foarte fain. Doamne, ce frumos miroase. Îl păstrasem acolo pentru vară, dar parcă nu-mi dădeam seama cât de frumos poate să miroase. Și știu că odată l-am purtat o zi întreagă și mirosea foarte fain. După ce se așează de nou și schimb așa și la un... Când este așa domol pe piele, deci foarte fain poate să miroase acest parfum. De asta dau 9.50, nu, numai 9, 9.50, m-am răzgândit. Burberry Brit Sheer, un parfum superb. Care mie mi-aduce aminte de o primăvară cu zăpadă, cum a fost odată și eu cu geagă roz, la fel ca sticla asta aproape. Nu știu dacă vedeți, este un roz deschis. O să-i dau nota 9 pentru amintiri și așa mai departe, dar nu persist atât de mult. Adică dacă nu-l aveți lângă voi să-l tot reaplicați, nu faceți treabă cu acel parfum.
Da, are ceva aici care mă supără rău, nu știu, în comparație cu celelalte parfumuri care sunt frumoase. Doamne, cât de frumos miros celelalte. Ăsta chiar este ceva oribil, miroase urât. Escada Show Me Love. Este un parfum dulce acrișor. Ăsta e fain. Îmi dau 9,50, foarte fain. Îmi place mult, 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 deși nu apuc să-l port. De asta mai eu tot rarefiez colecția de parfumuri. Jordani Gold Woman primește nota 8,50. Nu este neapărat 100% pe stilul meu, pe genul meu, dar pentru că este un parfum emblemă pentru Oriflame, iar Oriflame este emblemă pentru viața mea, primește 8,50. Cu felicitări și acesta, bineînțeles. Vă mai spuneam eu, un parfum de doamna educatoare, de doamna doctor, un parfum foarte fain, pe care eu o să-l port primăvara, doar primăvara, deși merge așa tot timpul anului, de la câte alte parfumuri am, nu o să apuc, cred că nici primăvara să-l port. Parfum fain, miroase super, 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 un parfum ăsta și cu cel pe roșu, aproape singurile sau chiar singurile de la Guess care sunt așa pe gustul meu, care să-mi placă. De asta îi dau nota 9,50, pentru că m-a surprins maxim parfumul ăsta, deși nu i-aș fi dat nicio șansă nu i-aș fi dat ăstuia. Au fost altele care aveau note foarte faine, interesante, care nu au fost la fel ca ăsta de frumoase. Iar Atheus, ia uitați-l. Parfum cu mango, parfum oarecum dupe pentru Fame de la Paco Rabanne. Frumos rău, frumos rău, dar totuși. O să-i dau numai nota nouă, pentru că la un moment dat, și cred eu că dacă se mai maturează un pic, până vara viitoare nu știu dacă o să-mi plac la fel de mult cum îmi place acum, pentru că îl simt deja de o lună sau două de când îl am, parcă devin tot mai intens și se dezvoltă un pic alte note aici, care pe mine încep ele să mă supere, adică nu e neapărat. Și când l-am portat, nu era chiar cald afară, de asta mi-am permis să port acest parfum destul de dulce. Și a devenit așa sufocant, ușor supărător pentru mine, dar sunt persoane care ador genul ăsta de parfumuri și na, momentan îmi place floare de tiare, simt ceva frumos rău aici, frumos rău, monoi și tot ce mai vreți, toate exoticele și frumoasele pământului în acest parfum. De asta primește nota nouă, pentru că s-ar putea să-mi facă o surpriză vara viitoare. Eu știam că îmi place libere, dar nu, sau liberă, dar nu atât de mult pe cât mi-am dat seama acum. Deci un parfum superb este, vedeți, am două variante pentru el. Ăsta de la Infinite Love, o să-l miros pe acesta de nou. Ăsta mi se pare un pic mai floral. Ăsta de la Pandora Scents. Parcă un pic mai floral și, nu știu, parcă ceva mai fin, nu știu cum, adică ceva mai domolit în acesta. O să-i dau nota 9. Chiar nouă și ăstuia o să-i dau 10, pentru că mi se pare atât de vanilat și atât de plăcut și atât de intens, mi se pare mult mai intens decât acesta de la Pandora Scents, adică fără supărare Pandora Scents, dar ăsta de la Infinite Love, bine, l-am și eu de mult timp și poate s-a mai maturat, dar este senzație, mi se pare cu mult peste acesta, mi se pare cu mult, cu mult, de asta l-am și luat cu mine peste tot și l-am, fiind și o variantă și mai mică, genial de purtat la noi. Asta după ce are 100 de mililitri mai are și sticla, asta e foarte grea aici. Dar ca aspect, vă dați seama, niciodată ăsta nu o să fie la fel, adică ăsta de la, m-am încurcat, ăsta de la Infinite Love, nu o să fie la fel de frumos ca acesta, care este aproape 1:1 cu originalul, adică Dot de la Marc Jacobs, un parfum, vă spuneam de multe ori, v-am spus, un parfum deosebit, un parfum nu știu cum, am și câteva amintiri cu el. Dar cu toate acestea, nu este neapărat cel mai persistent, nu este cel mai nu știu cum. De asta o să-i dau doar nota 8. Deși el nu este supărător, nu este nu știu cum, dar nici nu este 100% pe gustul meu. Despre asta este vorba. Aici avem Yes I Am Delicious, care mă așteptam eu să fie o ciocolată, dar de fapt avem niște cacao cu portocală verde. 7,50. Deși mai de mult mi-a plăcut mai puțin decât îmi place acum. Acum încă l-am ridicat la 7,50 pentru că cât de cât îl suport. Dar au fost vremuri în care să nu-l văd. M-am și forțat un pic. Deci chiar l-am luat cu mine
la facultate sau nu mai țin unde, ca să-l folosesc, pentru că nu îl puteam folosi, nu. Și pentru că voiam să mă parfumez, trebuia să mă parfumez cu ceva, de asta l-am luat doar pe el atunci. Următorul parfum este Signature de la Oriflame, un parfum frumos cu lavandă, care mi-e dea tuberoză. Frumos, curat, drăguț, care primește nota 8,50. Este un parfum destul de drăguț, curat, frumos, dar care nu mă convinge așa să-i dau nota 10, pentru că nici nu mă convinge atât de mult să întind mâna după el. Adică nu cred că am întins mâna de 5 ori de când îl am și l-am de vreo 3-4 ani. Deci despre asta vorbim. Următorul parfum care mă face, bineînțeles, să întind mâna după el este Azzaro Wanted Girl by Night, care este o superbitate cu rom frișcă, paciule care îi taie din toată gurmândeala și dă o notă așa de strugurei la nasul meu. De asta lui o să-i dau nota 9,50, mai ales că nu se mai găsește și poate și de asta sunt influențată așa cât de cât îi cresc nota la 9,50. Din nou, am și câteva amintiri cu el, nu neapărat cele mai plăcute. De asta, din nou, mai scade nota la 9,50, nu ajunge chiar la 10. Caramel cascadă, care încă mi se pare sintetic, deși a stat destul de mult la maturat. Cam 2 săptămâni, nu chiar exagerat de mult, adică până la iarnă cred că se face top. Dacă este ceva de el, se face. Momentan eu o să-i dau 8,50, pentru că deși este sintetic și așa mai departe, resimt o notă de lapte, drăguță, și care, dacă la început, prima dată când îl pulverizez parfum pe mine, dacă la început pare așa sintetic, urât sau că nu miroase nimic, pe măsură ce mă mișc prin casă, este și persistent, dar pe măsură ce mă mișc, mi se pare că chiar emană în jurul meu un miros de caramel. De asta îi dau 8,50. Următorul parfum este parfumul verii, cum l-am mai denumit eu și altă dată, numai pentru că vara mea nu a fost atât de activă și atât de plimbăreață și așa mai departe. Nu l-am prea folosit pentru că na, este un parfum destul de bun care merită folosit afară, nu în casă. Foarte fain și mi se pare așa că dă spre un vanilat super. Despre un vanilat, vă mai spuneam, note de nisip, note de nu știu. Mi se pare creația verii. Deși nu este cel mai puternic parfum, o să-i dau nota 9,50. Nu o să-i dau chiar 10, ca să nu spuneți că am nebunit. Nefiind un parfum na, persistent, dar 9,50 este nota lui cu siguranță. Este un parfum super, super. Dacă n-ați încercat, nu știu ce mai așteptați. Următor parfum este Quatre Iconic de la Boucheron. Tuberoza tuberozelor aici este. De asta o să-i dau 9,50. Sau hai să-i dau 10. E un parfum foarte puternic, foarte persistent. Și abia aștept să-i găsesc un timp potrivit de purtare. Adică, parcă nici vara nu l-aș purta, nu l-aș purta nici toamna, nici iarna, nici primăvara. Parcă nu l-aș purta, adică parcă nu-i găsesc timpul potrivit. De asta cred că o să-l bag un pic pe semnătură și o să îl port cam în toate anotimpurile să văd când este el cel mai bine evidențiat pe perioada anului, când se simte el cel mai frumos pe piele. Următorul parfum este acesta de la Shiseido Everbloom Sakura Art Edition, care după ce este ediție limitată, este și un miros superb aici, pe care eu nu l-am identificat din prima. Nu l-am, pur și simplu la început, parcă, nu știu, când îmi dădeam seama că am dat și bani pe el și nu miroase nimic, parcă mă vinea să mă omor singură. Deci cam așa, dar între timp s-a schimbat treaba și miroase foarte fain. De asta o să-i dau nota 8, pentru că este un parfum frumos, un parfum ediție limitată, vă spuneam. Un parfum superb, dar nu este neapărat cel mai top, adică o să-i dau 8, 8,50, poți să-i dau, dar mai mult nu. Singurul parfum de la 4711 din asta mai fructat pe care l-am în colecție mai este acesta cu licii și cu mentă albă, care miroase fain. Dar tot așa, nota 8 îi dau, nu-i dau mai mult. Nu este un parfum de nota 10 oricum, dar este ceva frumos, fain, revigorant de vară. Trebuie să că și acest parfum are licii, însă mai mult decât licii. Știu că are ceva trandafir, vă dați seama dacă este și el un trandafir cu totul. Migdale.
Și poate și liceu, nu mai știu sigur. Sau poate nu are liceu. Nu mai știu. Chiar nu mai știu despre acesta. Este un parfum drăguțel. Tot așa, îi dau un 7,50. Este și cu iasomia, mi-e impresie. Ceva destul de persistent vara, chiar ține. Adică te saturi de el și nu-ți mai duci. Și din nou, destul de dulce este. De asta dau 7,50. Chiar merită. Merită 7,50. Adică i-am scăzut din toate punctele de vedere, la persistență, la nu știu ce, accesibilitate, dacă vreți, pentru că nu se găsește chiar așa mereu. Vălare forever. Următorul parfum este de la Lorina și este Dupe pentru Honor de la Amouage. Din nou un parfum cu tuberoză, un parfum cu alte note. Mi se pare așa destul de verde. Cu tuberoză. Îi dau nota 8. Nu îi dau mai mult nici lui, pentru că persist și așa mai departe, dar este un floral, adică nu este neapărat un miros, nu știu cum. Nota 8 cred că este potrivită. Este și destul de puternic, dar nu știu sigur, având în vedere antecedentele, parfumurile din această gamă de la Lorina, nu pot zic că sunt neapărat dupe 100%, adică bine oricum, nici un dupe, nici o clonă nu este 100%. Dar măcar cât de cât să fie acolo plăcut. Sunt alte parfumuri de la Lorina așa, care pur și simplu strică de tot imaginea parfumului de brand cu mirosurile lor reinterpretate. Ori poate asta e doar părerea mea. Așa că, na, mă abțin cât pot să vorbesc despre acest subiect, deși sunt mulți adepți și cumpărători ai brandului Lorina. Sper să nu sară nimeni pe mine. Dar asta este experiența mea și despre asta vorbesc, da? Bun. O altă experiență este cu parfumurile Parisian, care nu persistă și nu. Aici avem un job pentru Versace Bright Crystal Absolute, care îmi place destul de mult și pe lângă că nu persistă și așa. Bine, atunci hai să dăm notă acestei exact cum este. Îi dau nota 6,50 pentru că nu persistă și așa că trebuie să-l tot reaplic, însă mirosul superb miroase. Dacă miroase așa și Bright Crystal Absolute, probabil o să-l cumpăr. O să mă mai duc eu pe la Sephora sau undeva să-l mai testez ca să nu mai iau să nu mai iau țeapă. O altă descoperire a verii este Cahier Fusion, un parfum cu licii, din nou, ce să vedeți? Ups, care Doamne. Miroase foarte fain. Miroase arahat roz. Arahat cu căpșunea. Nu știu ce miroase. Ceva fain. Fain rău. O să-i dau nota 10. Cu felicitări. Persistență, siaj și așa mai departe. Tot ce vreți. Preț. Calitate, preț. Excelent raport. De asta îi dau nota 10. 10 cu felicitări. Un parfum de la Oriflame pe care eu nu... Personal, eu nu prea l-am mai văzut în catalog. Nu știu dacă a apărut vreodată o pagină în care spunea și ne anunța că nu se mai face, dar eu nu l-am mai văzut. Și mă bucur acum că l-am și că nu l-am dat când voiam eu să-l dau. Este un trandafir, cum să spun, de gheață, un trandafir rece și răcoros. O să-i dau nota 8,50 pentru că este și persistent și e unul din cele de la Oriflame și capacul și tot, sticlă, aspect, miros deosebit și așa mai departe, accesibilitate foarte greu, adică eu sunt o norocoasă că l-am, merită 8,50, chiar merită, adică dau notă exact cât merită, adică nu puteți spune că nu merită 8,50 acest parfum. Un dupe de la Latafa pentru Interdi. Miroase destul de bine. Îmi pare bine că are ceva care nu îl face 100% cu l'Interdit, când mie nu prea place l'Interdit. Și de asta o să-i dau nota 8. Mi se părea foarte plăcut în comparație cu alte parfumuri pe care le-am cumpărat atunci când făcusem eu haul-ul cu parfumuri arăbești, dar între timp, vă spuneam, totul se schimbă la noi ca persoane, ca așa evoluăm sau... Na, asta ne place să credem, că evoluăm și că ne schimbăm gusturile. Un parfum destul de nou pe piață este Divine Gaultier de la Jean-Paul Gaultier. Și eu am aici dupe de la Infinite Love. Am cumpărat de ziua mea. Asta am aproape acum un an.
Cât au trecut? 7 luni și jumătate de atunci. De când îl am. Este, de nou am o relație love-hate cu el, deși dintre noutățile testate atunci la Infinite Love, ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Adică chiar simțea ceva diferit. Adică nu era oricare, nu era un parfum de duzină. Nu era un parfum așa neidentificabil. Adică era ceva super pentru mine. Și am văzut că are și crin și bezea și note de mare, apa, aguatic și așa mai departe. Care? Îl fac un parfum de nota 6-6.50. Nu pot să-i dau mai mult. Mă chinui să-mi placă, deși nu este neapărat pe stilul meu. Cred că are și Ylang Ylang sau ceva galben. Ori notă de Ylang Ylang am prea văzut, că nu prea este pe gustul meu. Lemon Dulce, un parfum cu lămâie dulce, cu lămâie dulce. Un parfum cu bomboane cu lămâie. Un parfum frumos, un parfum care primește nota 9 cu felicitări. Nota 9 cu felicitări, un parfum citric pe care încă îl mai suport. Următorul parfum este acesta de la 4711 și este vorba despre acesta cu liliac mov. Foarte fain miroase. Hai să-l mai pulverizăm. Miroase oarecum a apele acelea de colonie, da, pentru că și ea este o apă de colonie, pe care le foloseau bunicii noștri de mult, de mult. De asta o să-i dau nota 7.50, adică nu se ridică la ce la de la Oriflame cu liliac alb. Următorul parfum este Love Potion, care este un parfum cu rom, cu ciocolată, cu mandarină, cu floare de cacao. Este un parfum frumos, un parfum drăguț, care primește nota 8 de la mine, care miroase foarte fain. Foarte fain miroase asta. Mai am Montal Vanilla Cake, nu-l mai scot de aici. Știu exact cum miroase și primește nota 10, un gurmand extraordinar. S-ar putea și acesta să fie un dupe oarecum pentru Bianco Latte, pentru că este Vanilla Cake. Pe acolo, pe acolo, în fine, nu știu. Trebuie să mă informez un pic să mă uit pe fragrante, ca vă las scris pe ecran dacă am greșit sau nu. Asta este, îmi asum că am spus treaba asta, chiar dacă am spus o prostie, asta este. Britney Spears Private Show, care este un parfum cu dulce de lece, un parfum cu lapte, cu cafea, un parfum destul de gurmand, dar în același timp adolescentin, de fetițe, cum ar veni. Îi dau nota 8 pentru treaba asta. Am Lolita LM, un parfum cu lime și cocos și Ylang Ylang, deci astea trei note m-au nebunit. Ylang Ylang nu prea îmi place, ce să vedeți. Și cocosul nici el și lime-ul cam nici el. În concluzie, parfumul ăsta nu prea îmi place, de asta o să-i dau nota 4.50. Nu este unul din preferatele mele. O să-l folosesc pentru că este un parfum scump, dar nu o să-l folosesc niciodată cu plăcere. Sau momentan încă nu o să-l folosesc cu plăcere. Și mai am un parfum care se cheamă Lacoste Parfum Elixir, care este un parfum destul de fain. Acest parfum 9.50 îi dau. Un parfum destul de intens, chiar dacă este atât de mic. L-am consumat până aici, dar genial a mers. Chiar am primit și complimente pentru el, deci nu știu, este un parfum super. Astea au fost toate parfumurile mele. Sper că nu a durat mai mult de o oră. Glumesc. Eu am încercat, nu știu dacă am reușit să vorbesc cât de repede la fiecare și să-mi exprim cât mai cursiv gândurile, dacă am reușit, dacă nu, îmi pare rău, ce să vedeți, nu avem ce să facem. Asta este situația. Bun, astea au fost parfumurile mele, sper că v-a plăcut, sper că sunteți de acord cu notele mele, dacă nu sunteți de acord, spuneți-mi în comentarii voi ce notă ați fi dat, dacă ați fi fost în locul meu unuia dintre parfumuri, dacă suntem așa în dezacord cumva. Și până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune.